Teiușenii sunt invitați duminică la un concert de Paști. Prin acest eveniment, organizatorii doresc să pătrundă în spiritul sărbătorii învierii Domnului prin intermediul pricesnelor, mițelor, oratorilor și cântate oferite de artiști și quartetul filarmonicii regale al Iulia. Concertul se va desfășura duminică de la ora 19 într-un spațiu încărcat de sacralitate la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din oraș. La eveniment au fost invitați artiștii Diana Dava Barb, Pian, Denisa Băla, Soprană, Maria Cristina Stroia Soprană, Ioan Chiciudian, Tenor, Robert Ciungan Bariton și quartetul Filarmonicii Regale Alba Iulia, Elena Borz, Vioară, Raluca Sfiriac Vioară, Mihali Teri Violă, Ovidiu Borz Fagot. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local al orașului Teiu și Asociația Filarmonică Regală de Alba Iulia. Alba Iulia, în parteneriat cu Biserica Greco-Catolică Teiuș. Intrarea este liberă.